atenți, acum este pe 10 martie seara, nu pe 10 decembrie sau nu, uitați ce se poate. Inclusiv pe Verbaz, s-a așezat aici, se poate bine. Sper să poată. Nici bine n-am dat mărțișoarele, n-au ieșit ghioceii, pac, astăzi e zăpadă. Deci e zăpadă pe, cât este astăzi? 11 sau 11 martie? O chestie de genul ăsta. Este ger. Bine, acum s-a mai înmuiat puțin, în fine. Este o vreme la care nu știu dacă cineva se aștepta neapărat în această perioadă. Sau zic, m-a căzut niște zăpadă? Ce s-a Da, nu, e foarte ciudat. Adică știu că au mai fost ani în care a fost așa puțină fulguială. Puțină fulguială? Acum s-a păstrat, efectiv. Adică fiul meu a făcut ieri om de zăpadă și astăzi mai face unul. Adică, despre ce vorbim? A făcut el un om de zăpadă în decembrie, ianuarie, știi? Și face acum. Bun. Mă gândeam astăzi să merg să filmez ceva pe afară cu zăpada, dar am niciun chef, am așa o oroare de tot ce înseamnă frig, zăpadă și umezeală, încât nu o să vedeți ceva, așa ceva la mine. Vă arătam în vlogul, daily vlogul trecut, acest spray dintr-o gamă de cosmetice asiatice, Dalba Piedmont First Spray Serum Allure from Basic. În fine. Da, îi spuneam Renei de la Glorious.ro, Glorious Cosmetice Asiatice, că am văzut acest spray foarte mult promovat pe Instagram de stewardese, stewardesele asiatice, care laudă pentru proprietățile de hidratare și de revitalizare a retenului pe perioada muncilor, na, ele muncind în aer, adică în avion, nu în aer. Așa, îl folosesc destul de des. La mine deja este a treia zi de când mă tot dau cu el. Ce să spun, e foarte plăcut ca senzație. Este practic parcă ți-ai, așa cum unii spun că îți refaci machiajul, îți refaci partea de hidratare, partea de skincare, dar într-un mod mai complex decât dacă ar fi să mă dau doar cu o apă termală pe față. Nu este primul facial mist pe care îl folosesc și mă refer, nu e primul facial mist cu ceva proprietăți mai multe decât a fi un simplu umectant așa flișca-flișca pe față. L-am folosit pe cel de la Paula's Choice, care mi-a plăcut foarte mult și nu înțeleg de ce l-au scos, da, în fine, na. L-am mai folosit pe cel de la Lierac. Cel de la Lierac era interesant pentru că era ușor gel, apă gel, ceva de genul. Ce am mai avut așa facial mist? Acum l-am, de exemplu, pe cel de la Dior, din gama aceea bleu, să zic așa. Mai am de la The Body Shop, mereu am folosit spray-ul cu vitamina E de la ei și acum am și acele spray-uri în variantă gel, adică e spray gel mai degrabă. Ca idee, mi se pare genul de produs foarte ușor de folosit, foarte ușor de aplicat și care, să zicem, îi convinge și pe cei care este ușor bifazic, are și o peliculă grasă care se combină cu masa apoasă, care poate convinge gen și pe cei care nu sunt mari fani de creme. Pentru că știu și la ora actuală, adică mai mare minune, mare descoperire am făcut, sunt o de femei care nu se dau cu creme, cu niciun fel de cremă pe față, spunând că nu le place cum rămâne efectul. Și uite, apropo, hai să discutăm despre asta. Ar fi un punct interesant, hai să vorbim. De ce nu suportăm cremele pe față și avem senzația că lasă acel film gras? Și o să vă spun imediat de ce. În primul rând, 1. Sigur, nu ai ales crema potrivită. Nu trebuie neapărat să alegi o cremă mai grasă. Poți să alegi și o simplă cremă hidratantă cu mai puțin factori emolienți, să zicem, de ăștia de uleioși, să zicem, să iei ceva cât mai hidratant posibil. Și Bioderma are și a gama aceea cu bleu. De la Jean Zac este acel gele hidratant instant, gel de prospețime imediată, care la fel este un gel care nu știu, are foarte puțină masă grasă în el. La Roche-Posay, în gama aceea, îmi stă pe limbă, tot așa, gama lor, să zicem, cea mai basic,
Avem de asemenea, are creme hidratante extrem, extrem, extrem de simple. Dar ce vorbesc? Gerovital. La Gerovital sau, dacă nu știu, chiar și în gama Farmex. Sunt niște creme hidratante super simple, care nu au acei agenți grași, știi? Sunt mai degrabă creme simple, foarte simple. Nu, adică cred că au glicerină, una alta, apă și câteva chestii și cam atât. Atunci acolo nu prea are ce să te, nu prea are ce să te deranjeze. După aia, dacă tu simți că crema în continuare îți rămâne deasupra feței, că asta ai, hai, simt că nu-mi intră, păi poate ai totuși stratul acela de de celule moarte, care s-a tot adunat acolo și na, procesul de exfoliere al pielii, pe măsură ce înaintezi în vârstă, e mai lent. În cadrul de procesele, odată cu îmbătrânirea, toate procesele sunt mai lente, să zic așa. Și atunci se duc mai greu, să zic, straturile de celule moarte de pe ten. Asta înseamnă că normal că și o cremă când o să o pui pe față, ai senzația că parcă rămâne acolo, se năcleiește cu stratul de celule moarte, de sebum și ce mai ai pe față. Și atunci poate e cazul să folosești un produs de curățare ceva mai des. Pentru că a te spăla doar cu apă, da, poți să faci asta dacă stai undeva, am zis, locuiești într-un loc la munte, unde nu există poluare, unde trece câte o mașină o dată pe săptămână, unde tu mănânci numai, nu știu, totul este de acolo, origine locală, bei apă de izvor, nu mergi cu mașina, nu stai pe telefon, da, poți să speli doar cu apă. Dar mă îndoiesc că e vorba de așa, adică dacă apare vreo persoană de asta, vă rog frumos să mă notifice și pe mine. În rest, toți ceilalți care trăim în ritmul ăsta nebun al vieții moderne și mâncăm ceea ce mâncăm, trebuie să ne mai spălăm și cu produse speciale de curățare pe față, plus, deci majoritatea, plus din când în când mai folosim și produse de exfoliere, ca să mai ajutăm pielea să îndepărteze acel strat de celule moarte care se adună acolo. Bun, asta 2. 3. Tot așa persoane care spun, vai, dar nu suport. Păi, ea încearcă totuși să faci un pic de masaj facial chiar înainte. Înainte să, adică, sau chiar cu crema în speță, știi? Pentru că multe persoane am văzut cum fac și vă arăt imediat cum fac multe dintre noi și am văzut și pe YouTube, din păcate, la oameni care se dau beauty blogger, beauty influencer, ba chiar sunt și premiați pentru chestia asta și fac așa. Au desfăcut crema și încep. Pac și 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 pac. Deci asta este cea mai mare greșeală care poți să faci. Mă văd eu cum strâng toată asta de pe față, în fine. În primul rând, crema se pune încă, îți faci aici cantitatea, aici e ideal, să zicem. O încălzești ușor în mâini și abia apoi o aplici pe față, mișcări ascendente, mișcări și de tapotare și de ușor masaj fără a presa și a face mai mult damage, mai mult rău decât bine. Adică niciun caz nu fii așa și pui cu lopata crema din tub. Normal că nu o să-ți mai intre nici în piele, nici nu o să-ți placă, o să-ți separă și grasă și așa mai departe. Nu să pui crema chiar după ce ai emulsionat-o ușor în mână, trebuie să vii și pe gât și înspre urechi și da, chiar poți să dai și urechi și aici pielea aceasta care de obicei se usucă, te duci și pe gât și pe decolteu, da, și abia apoi poți să spui dacă e multă sau puțină, dar în niciun caz chestia asta cu luatul din borcan și jap, jap, jap este una dintre cele mai mari greșeli pe care v-am zis, nu o facem numai noi, consumatoarele obișnuite, o fac și domnițele astea de se dau mari beauty influencere. Apropo de aceste mari beauty influencere, chiar am găsit recent un interviu dat de Diana, The Magic of the Consultancy in Beauty and Skincare, un interviu dat și doarme Max și se mâțe, se miaună. Și povestea acolo că pe mine m-a interesat partea de studii. V-am zis, chiar sunt curioasă această femeie ce pregătire are de se dă atât de
se prezintă atât de competentă și atât de pregătită în fața audienței. Și am văzut că a început într-adevăr la un moment dat facultatea de drept la Timișoara, a renunțat, s-a mutat la DEVA, mare centru universitar la DEVA, într-adevăr. Pe aia nu se mai știe ce s-a întâmplat. Acum știu că o să-mi spuneți, da, Ana, dar sunt o grămadă de oameni care nu fac studii și totuși, adică n-au studii, diplome, nu știu ce, și totuși ajung să fie niște voci competente. Da, dar uitați-vă un pic și la tonalitate. Nu știu ce se întâmplă, Max se chițăie, Panda se miaună, nu știu ce se întâmplă cu ei. Au momente de asta când îi apucă tot felul să facă tot felul de sunete. Chestia este în felul următor, e vorba și de tonalitate și de felul în care te prezinți și așa mai departe. Când te prezinți cu atât de multă autoritate și autopoziționându-te undeva foarte sus, arată din start că ești o persoană cu foarte multe lacune pe care încerci să ți le acoperi făcând acest vedetism foarte puternic, ca să găsesc așa o exprimare. Te umfli așa un pic în pene ca să vadă și lumea cât de deosebit ești. Dar asta pe mine cel puțin pe mine nu mă convinge, mai ales dacă ascult toate review-urile, că crema asta este viață, că asta nu știu ce este, astea nu sunt lucruri pe care să le poată spune cu adevărat un beauty consultant și na, faceți un skin care consultant, chiar faceți comparație între postările ei și uite, postările de pe EcoWell, gen de pe EcoWell, pe care Diana a cam copiat-o, dar după aia n-a vrut să recunoască că era prea așa și nici nu ne-a mai răspuns după aia, nici nu ne-a lămurit despre ce este vorba, că na, ea este prea deosebită, ea dă ignor la așa ceva și multe altele. Da, mie nu mi-a plăcut chestia asta și mi se pare o chestie mai urâtă decât Blush Bio, măcar Blush Bio e o companie care cel puțin pe legislația actuală ea merge. Într-adevăr, au fost niște cliente multe, se pare, nemulțumite, dar sunt și o grămadă de alte cliente multe mulțumite. Și eu personal știu oameni care și-au cumpărat Blush Bio și au zis că e ok, nu e nici extraordinar, nu știu ce, dar sunt niște creme cu care s-au obișnuit. Eu una încă n-am folosit, dar am zis că la un moment dat vreau să o comand pur și simplu de curiozitate, să văd ce se întâmplă. Până una alta m-am tot uitat, adică procesele și astea or fi în derulare, dar femeia încă produce, încă scoate produse noi, încă sunt comenzi, încă sunt review-uri de la clienți. Sigur că există și o parte de chestie nașpa acolo, dar prea s-a încercat să se împingă totul numai spre aia, știi, și de restul să uităm. Adică să uităm că mai există și alte uscături prin pădurea noastră de skincare din online. Continuăm vlogul cu ceva ce nu prea cred că am făcut foarte des până acum, așa numai să povestesc despre cărțile pe care le-am citit. Am avut eu așa niște tentative, niște clipuri, am făcut chiar la un moment dat și un book haul, dar nu mi s-a părut neapărat tematica despre care să am ce să vorbesc atât de mult. Plus că legat de relația mea cu cărțile, pot să vă spun doar atât. În adolescență, de fapt în copilărie, adolescență, liceu, facultate și un pic după facultate, am citit enorm de mult. Știu să citesc de la 4 ani jumate, 5 ani. La 5 ani citeam super cursiv. Și atunci pot să zic că am avut la un moment dat o perioadă de epuizare, adică că nu mai suportam. Iar în facultate, pur și simplu, am citit cu Polonicu, ca să spun așa, fiind la profil de literatură, unde practic nu aveai cum să răspunzi la examene și cum să te descurci dacă nu citeai, că nu aveai cum. Iar bibliografiile nu erau atât de mici, pentru că văd astăzi lumea că se tot plânge, că copiii au de citit și așa, păi dintotdeauna școala despre asta a fost, despre a citi, deci la școală nu are ce să-ți dea altceva decât să citești. Bun. Și e adevărat că din cauza hipermetropiei și uneori a ochelarilor nu foarte bine am ales și am avut probleme cu cititul și am oboseam foarte repede sau pur și simplu lucrul cu calculatorul recunosc că mă epuizează, adică dacă după o zi de muncă în care na, asta e, stau pe calculator, vine mult, mult mai greu să citesc. Și vreau să vă arăt ce am citit acum, în ultima lună am reușit să termin două cărți, practic să le recitesc, nu sunt cărți complet noi, am recitit Pânza de pe Anjan a Celei Serghi și am recitit la fel Alexandru Dumas, Fiul Dama cu Camelii. Ambele romane din punctul meu de vedere sunt extrem de ușor de citit, pe cărți asta. Asta are semnul lui de carte? Nu, are semnul de carte de la roșu și negru, dar uite, acum o gândeam.
că am citit roșu și negru, a fost și materie de examen și nu mi-aduc aminte nimic. Asta vreau să zic, că sunt foarte așa dezamăgită, mă gândesc la cât de multe cărți am citit și nu mi-aduc aminte despre ele. Mare lucru. Bun, dar hai să vă spun acum cam ce e de zis despre aceste două cărți. Sunt genul de cărți pe care chiar le citiți cu ușurință seara, după ce ați muncit, după ce sunteți obosiți sau așa, adică nu sunt cărți care să vă solicite foarte mult intelectual, să trebuiască să urmăriți 7 fire epice, adică 7 povestiri care se întâmplă în același timp, nu știu câte personaje, nu știu ce intrigi complicate, că nu sunt, sunt cărți ușor de citit. Alexandre Dumas, Dama cu camelii, este în mod evident una dintre acele cărți care povestește, să zic așa, e un fel de variantă veche a lui Pretty Woman, știi? Acel simbol al prostituatei care de fapt ascunde un suflet extraordinar și care până la urmă trăiește o iubire minunată. În cazul Damei cu camelii, spre deosebire de happy end-ul american Pretty Woman, aici este un sfârșit tragic, e vorba de o fată care, da, era cocotă de lux, întreținută de tot felul de conți, duci și persoane de-astea sumbre, dar cu mulți bani ale epocii, de care la un moment dat se îndrăgostește un băiat de condiție bună, dar nu atât de bună încât să o poată întreține. Ea suferea, se pare, și de o boală de plămân, tuberculoză, o boală care, din păcate, afecta pe multă vreme în perioada aceea. Cred că e secolul 18, bănuiesc, 18 sau 19, nu, secolul 19. Deci 1800 și ceva se petrece acțiunea în Paris, bineînțeles, și în jurul Parisului. O lume foarte frumoasă, o lume de asta boemă și așa cum probabil toți ne imaginăm lumea pariziană din secolul 19. Cu mers la teatru, cu trăsuri, cu serate, cu rochi, cu parfumuri, cu așa mai departe. Și ea sfârșește tragic, iar cartea începe practic cum chiar autorul romanului, Alexandre Dumas fiul, se duce undeva la o licitație, ce se întâmpla pe vremuri când murea cineva care avea foarte multe datorii, veneau apoi executorii și făceau licitație cu toate lucrurile din casă să se recupereze cât se poate din datorii și apoi se vedea ce se întâmplă și ce nu. Ei, în urma morții lui Marguerite, protagonista romanului, se face o licitație ca să vândă tot ce era în casă, normal, avea foarte multe obiecte de preț, dar a murit cu foarte, foarte multe datorii, pentru că viața unei cocote, așa cum spunea și ea celui ce o iubea, că tu n-ai cum să mă întreții pentru că eu cheltui nu știu cât, nu știu câte sute de mii de franci pe an sau așa și tu nu poți să-mi asiguri nici măcar să-mi plătești servitoarele sau ceva de gen. Ei, și Alexandre Dumas fiul ajunge la această licitație și îl atrage acolo o carte, ea ca o cumpără, cumpără cartea respectivă. Însă la un moment dat se trezește la ușă cu cineva foarte afectat și care spune că e dispus să-i dea oricât pe acea carte, pentru că acea carte reprezintă foarte mult pentru el. Din una în alta, acest personaj care a apărut dintr-o dată nebunit după cartea respectivă îi spune: uite, eu de fapt am fost iubitul lui Marguerite și acea carte este cea mai frumoasă amintire care o păstrez despre ea și aș vrea să păstrez această carte. Ei, și atunci scriitorul, acum nu știu dacă el a inventat chestia asta, înțeles că e un artificiu al scriitorilor, cum să intri într-o povestire, îi spune: ok, pe atunci hai că trebuie să-mi povestești. Și omul îi povestește pe durata mai multor zile, povestește despre toată chestia asta, arată scrisorii dintre el, parcă și Marguerite, și din, se pare, din toată chestia asta apare o carte, na. Era o perioadă când autorii își doreau foarte mult așa ca o susținere a autenticității subiectului. Dar bineînțeles că na, atunci unde e valoarea scriitorului? Este și multă ficțiune aici, în mod evident, dar sunt și multe forme de adevăr. Partea asta cu cocotele care existau și atunci, care existau și înainte și care există și acum, e o realitate a vieții și na, e o poveste de dragoste frumoasă, așa romanțată și un pic așa care ne aduce genul ăla de descoperiri așa extraordinare despre personaje considerate negative de către societate, că na, prostituatele nu sunt bine văzute, clar. Nicio epocă n-au fost bine văzute sau nu știu, cred că sunt totuși niște culturi în care erau apreciate, parcă pe la romani, nu mai mi-am aminte, în fine.
Și în final, da, cartea despre asta, adică hai să arătăm și partea bună, cât de, ce suflet bun avea de fapt Marguerite și că ea era forțată să facă chestia asta pentru că avusese o copilărie nefericită și așa mai departe. Foarte frumoasă, cartea se citește extrem de repede, adică nu e ceva care să vă solicite, mamă, stai să fac legătura, frazele sunt... scurt, așa, adică nu aveți literatură de aia gen prostiană care să nu mai știi dacă călărețul stă pe cal sau calul stă pe călăreț. Bun. Asta o dat. Apoi, cel la Serghi Pânza de Păianjen. Cel la Serghi în sine este o scriitoare, e o scriitoare româncă, în primul rând. A fost iubita lui Camil Petrescu. Dar e o poveste de dragoste foarte... foarte specială. Eu de când, din liceu, de când am citit romanul lui Camil Petrescu, vă spun sincer că m-am îndrăgostit de personaj în sine, de scriitor. Că în mintea mea, un om care poate să scrie în felul ăsta este pur și simplu deosebit. Iar prin intermediul acestei povești reale despre cel la Serghi și Camil Petrescu, îmi dau seama că da, el într-adevăr chiar era un om, un personaj masculin destul de magnetic, chiar cu, dacă era cu prezență fizică nu foarte plăcută, dar nu despre asta e totul în viața asta și numai despre prezențe fizice. El cu cel la Serghi a avut o relație, au fost foarte, foarte buni prieteni, prieten de familie, chiar, adică Camil Petrescu era în primul rând foarte bun prieten cu soțul ei, așa, iar după ce ea a rămas parcă văduvă, au avut ei o relație, dar din ce știu nu s-au căsătorit niciodată, dar au avut o iubire așa de asta mai romanțată, mai idealistă, să spun, și cel la Serghi a și fost încurajată nu doar de Camil Petrescu, ci și de scriitori ai vremii, se cear parcă de Rebreanu și de încă cineva, să scrie, pentru că avea și are un stil foarte frumos. Și se pare că cel la Serghi, cel puțin așa există mărturii și chiar sunt documentate, l-ar fi ajutat foarte mult pe Camil Petrescu atunci când a scris Ultima noapte de dragoste, Prima noapte de război, să-l ajute cu partea asta de descriere a ținutelor personajelor feminine, cum să le gândească, cum să le creioneze acolo în cuvinte, ceea ce e important pentru un scriitor, partea asta de documentare. Și cartea este tot așa despre un lanț de povești de dragoste, dacă am putea spune, dar care se învârte în jurul unui ideal al unei fete, una adolescente, care la un moment dat se îndrăgostește de un pictor într-o vacanță la vară și rămâne toată viața sub acel semn. Rămâne toată viața marcată de acea iubire neîmplinită și, practic, toate relațiile pe care le va avea după se învârtă în jurul acelei chestii, dar dacă... Așa, dar își dă seama până la urmă că nu ai cum să-ți atingi, știi, idealurile alea din mintea ta cu lucruri care ți se întâmplă și care nu toate au numai elemente de-astea romanțate și roz. Cartea începe așa, dintr-o relație a două fete, a două colege de liceu, care se înțeleg foarte bine, din medii sociale foarte diferite, una mai săracă, una mai bogată. Cea mai săracă era, în schimb, cea frumoasă, cea foarte căutată de băieți și așa. Și cea, practic, care trăiește aceste povești de dragoste care rămân în niște scrisori adresate fetei mai bogate și fata bogată chipurile ajunge să scoată scrisorile la ea iveală. Deci oarecum e așa o legătură, adică fiecare din astea, din cei doi autori încearcă, știi, să pună acolo o bază de realitate. Am că chiar așa a fost. Nu avem de unde să știm că n-a fost așa. Și cu siguranță a existat undeva o poveste de dragoste de felul ăsta. Ce este, în schimb, foarte, foarte frumos la cartea asta, descoperă o Românie frumoasă în adevăratul sens al cuvântului, o Românie încă necotropită de comunism și netâmpită de comunism. Stațiunile frumoase, gen Mangalia și locurile acestea pitorești, unde chiar se mergea și era acea atmosferă boemă. Mersul la mare, mersul la munte și e frumos așa ca atmosfera, adică îți aduce în față o altă societate și un practic o esență a noastră ca popor care din păcate a cam fost dat în cap de o perioadă mare de întuneric. Adică de fete care
țineau foarte mult la educația lor, la cum arătau, la, în fine, la alte lucruri, să zic așa, diferite față de ceea ce suntem obișnuiți să vedem astăzi în societate. Firește că erau și foarte multe greutăți. Protagonista cărții, Diana, sau Dianet, cum îi spunea unul dintre iubiții ei, sau chiar soțul ei la un moment dat, era o fată care, deși era foarte săracă, s-a străduit să fie educată, mergea la școală, îi plăcea să fie frumos îmbrăcată, ținea foarte mult la chestiile astea, chiar dacă era, cum spunea uneori, cu niște sacrificii pur și simplu inimaginabile pentru ea și pentru familia ei. Foarte frumoasă cartea și asta e un pic mai complicată ca fir narrativ, așa, adică ca poveste și așa, trebuie să fii un pic mai atent. Dar e o carte care te prinde, dacă îți place genul ăsta mai romanțat și romanțat, dar în același timp nu foarte încărcat de epitete, deși este o carte scrisă de o femeie, te aștept să fie multe, multe epitete, multe figuri de astea de stil mai popoționate, dar nu, e un discurs destul de curat. Mi se pare că Cela Serghei are un stil, cel puțin în cartea aceasta, destul de apropiat de stilul lui Camil Petrescu, sau nu știu, poate era un stil al vremii, să zicem așa, foarte frumoasă și cartea asta, adică foarte frumoasă, foarte ușor, foarte plăcut așa și îți dă un sentiment de bine, de frumos, uite că și în peisajul ăsta în care astăzi vedem numai pițipoance și așa, au fost cândva niște și societatea asta în care trăim a fost cândva așa ca o scenă de aia frumoasă într-un în teatru, nu știu, boem și așa mai departe. Da, foarte frumoasă și cartea asta. Bun. De ce m-am apucat acum să citesc? M-am apucat să citesc Gabriel García Márquez, Dragostea în vremea holerei. N-am ajuns decât până la pagina 160. Vreau să vă spun că, nu știu, îl descoper pe Márquez într-o variantă de narator care nu îmi place. O povestire foarte încălcită, foarte dezordonată. E foarte greu de citit cartea asta. Nu pot să o citesc seara când sunt obosită, sau dacă o citesc seara când sunt obosită, parcă mă obosește mai tare. E foarte încălcit, foarte o narațiune așa foarte cu noduri. E parcă stai că mai e ceva, stai să ne oprim aici, să facem paranteza, sărim din alta. Nu pot să spun că îmi place și chiar nu știu dacă am să o termin. Cred că am să o termin doar de curiozitate, pentru că am auzit că e totuși un roman de referință și una dintre acele povești de dragoste pe care trebuie să o citești până la o anumită vârstă. Dar nu sunt... N-am văzut filmul, că am mai auzit chestia asta. Ai văzut filmul și vrei să citești cartea? Nu, nici nu știam că este film, după aia am văzut un trailer. Nu-mi place firul narrativ, nu-mi place cum e dezvoltată narațiunea, cum e făcută povestirea. Nu e ceva care să îmi placă, nu e ceva care să mă atragă. Deși mie Márquez mi-a plăcut, adică ce am mai citit din el până acum, mi-a plăcut, mi-a făcut plăcere să citesc, dar asta, nu știu, o citesc așa parcă că trebuie, dar nu știu, nu... E gâtuită, parcă e genul de proză care se gâtuiește la un moment dat, mai împinge cineva ceva, iar... e greu de citit, e o carte greu de citit, nu știu ce țin mie în momentul ăsta, nu îmi face plăcere, dar na, e tot așa o poveste de dragoste, deocamdată e neclar ce se întâmplă acolo, e deocamdată ce am desprins, o poveste de dragoste între fata unor ceva oameni de afaceri ai vremii care nu erau foarte buni, se cheamă, foarte educați, dar fata mergea la o școală de asta catolică, foarte, foarte strictă, o societate de aia hispanică în colonii, foarte dură, unde ca fată nu aveai voie nici măcar să te uiți la un băiat în jur, dar aminte să ai o conversație și așa, și totuși, inclusiv în condițiile astea, se întâmplă ca fata să te găsească de un băiat care venea și citea pe băcuță.
Dar asta vă extrag eu, pentru că în astea 160 de pagini, nu știu, mi se pare că sunt foarte multe detalii care, din punctul meu de vedere, sunt inutile. Adică, da, acțiunea se petrece undeva prin Caraibe, deci este o lume de asta, hispanică, un pic exotică, un pic lugubră, un pic aiurea, deci așa, ca să vă dați seama un pic atmosferă. Așa că, nu știu, sincer, am dubii. Dacă am să o termin, nu știu, o să văd. Deocamdată nu îmi cântă. Nu mă încântă felul în care este povestită. Marchez are într-adevăr, mi-aduc aminte că am citit Un veac de singurătate, Doamna Patriarhului, nu ce am mai citit, am mai citit ceva și nu chestii mai scurtuțe. Am avut o perioadă când am tot răsfoit lucruri scrise de el și nu știu, mi se păreau mai ușor de citit, dar acum nu știu, parcă e greu așa de citit. Iar următoarea carte de care m-am apucat de fapt mai de mult, dar acum chiar am luat-o serios, este cartea scrisă de Mary Bloom, probabil despre Balenciaga, Cristobal Balenciaga, cred că se zice corect. Da, n-am fost afem, cred că Balenciaga, da. El este un creator de modă și, în primul rând, un artist în materie de design care a marcat o epocă întreagă, cu un perfecționism de la dus la extrem, cu o măestrie și o încrâncenare de aia cum rar poate mai vedem, dar nu cred că mai există în domeniul modei. Tot așa spun, pentru că mă gândesc la Coco Chanel, tot un copil sărac oarecum și care ajunge la un moment dat să facă aceste lucruri într-o lume în care se lovește și de oameni cu, cum era Christian Dior sau nu știu cine era în primea, în care n-aveau altă susținere și altă poziționare, și e practic despre el, despre cariera lui, despre ce s-a întâmplat, un fel de biografie așa. Uite că asta e tipa care a scris cartea Mary Bloom, care e născută și la New York, dar trăiește în Paris, an de-a rândul a scris pentru International Herald Tribune, este autora volumului Code d'Azur și a unei colecții de interviuri renumite sub titlul French Affair. Da, se simte stilul gazetăresc, dar un stil gazetăresc de calitate. Genul acela de om care știe să scrie în așa fel încât să nu ai senzația doar că citești niște știri de consum. Da, e, ce să zic, eu o carte o consider de cultură generală pentru cineva care cât de cât se interesează de partea asta de stil, de ce sunt hainele într-un anumit fel, ce trebuie să înțelegi prin adevărată modă, ce nu e modă, ce e doar fonfleuri și așa mai departe. Da, cu asta sigur o să merg până la capăt, este și ușor de citit, dar v-am zis, cu asta nu prea cred. Ei, și profit de acest vlog în care nici nu prea am avut foarte multe de arătat, pentru că a fost zăpada asta, a fost vremea asta, n-am avut niciun chef, am avut și mult de lucru și n-am prea mai avut ce să filmez pentru clip, pentru vlog, și chiar n-am avut starea, nu știu, am fost într-o săptămână în care am avut atât de multe pe cap, n-am avut nicio stare așa foarte, vai, să dau pe din afară, încât nu prea mi-a ars de pornit camera și de arătat lucruri și de uite ce-am făcut aia, uite ce-am, nu știu ce, nu. Deși aș fi avut poate ce să vă arăt, dar nu. Adică am mai încercat produse cosmetice noi, am mai sosit câte un pachet, dar n-am avut chestia asta, știi? Nu mi-a venit și dacă nu-mi vine, nu-mi vine. Nu am să deschid camera doar pentru că, nu știu, am vreun plan de urmat, mai ales n-am niciun plan. Și o să răspund la întrebări, pentru că nu sunt foarte multe. Am lăsat eu la un moment dat o postare pe Instagram și am zis că aș putea să fac un clip, pentru că nu s-au adunat foarte multe întrebări. Sunt vreo 14 comentarii aici. Am să răspund la câteva dintre ele. Am zis eu că dacă va fi și un premiu, dacă apare o întrebare cu adevărat interesantă, n-a apărut nimic interesant. Oricum avem giveaway. Nu uitați că toată luna aceasta până pe 25 martie trebuie să fiți comentatori coerenți pe YouTube și pe blog și undeva între 26-27 martie anunț către cine pleacă acea mare cutie de produse pe care v-am arătat-o în daily vlogul trecut. De fapt, dacă vă uitați la martie, este la un moment dat un daily vlog la care în titlu aveți și numele giveaway. Acolo vedeți exact despre ce e vorba. Ia să vedem ce avem noi aici, întrebări.
Mă întreabă cineva, Adriana Sorohan, dacă produsele Abbey Royal au efecte lifting anti-age. Au exact efectele de lifting și anti-age de la care te poți aștepta de la un cosmetic, de la un produs cosmetic. Nu să facă niște lucruri fantastice, pentru că nu au cum. Sunt niște produse cosmetice. Să întrețin aspectul plăcut al pielii, hidratare, aspect mai întins, mai așa, dar dacă le inclus și într-o rutină cu alte produse și de curățare și mai faci un masaj facial, adică doar dacă aplici niște o loțiune tonică și o cremă pe față, nu o să întâmple nimic deosebit. Asta am spus-o și o spun întotdeauna. Mă mai întreabă cineva care parfum ți se pare că miroase a iubirea, romantism. Sunt foarte multe parfumuri care mi se par că duc spre chestia asta. O grămadă, adică uite, numai acum cât m-am gândit mi-au apărut 10 titluri în cap. Da, Shalimaru, Samsarau, Haute Couture de la Givenchy, Organza de la Givenchy, Noir de Noir de la Tom Ford, nu știu, sunt multe, acum depinde pentru fiecare ce înseamnă parfum care se miroase iubirea, dragoste. Bun. Mă întreabă Mihaela dacă ar fi să-ți folosești imaginația și să acorzi un stil de muzică brandului Guerlain, care ar fi, și special Shalimar, ce melodie, ce sunete ți induce? Oare mai putem visa în perioada asta atât de tulbure să visăm și să ne imaginăm lucruri bune fără frică, fără frica zilei de mâine? Oare mai putem? Păi asta cred că fiecare își pune întrebarea asta, la fel fiecare își răspunde. Dar acum că dacă e să mă întorc, dacă e să asociez ceva muzică cu uite, acum uitându-mă pe geam, ca să vedeți, acum fac o săritură așa, am văzut două doamne care duc de mână un copil negru. E un copil negru. Nu înseamnă că dacă eu am spus acum că două doamne care plimbă un copilaș negru, înseamnă că sunt rasistă. E pur și simplu că am remarcat. Așa cum și de mine se spune pe stradă, adică dacă vreau să mă întâlnesc cu cineva, de exemplu, am avut odată, nu odată, situația în care un curier trebuia să-mi aducă ceva mai perisabil, mai nu știu ce, și a zis, doamna, aș prefera să veniți la mașină. Și la un moment dat eu îi spuneam, păi sunt aici, el ce, nu vă văd, spuneți-mi cum sunteți. Eu cum ziceam, sunt mică de înălțime și cu ochelari, adică, da. Așa și dacă aș fi fost neagră, cu siguranță i-aș fi spus, sunt neagră. Așa, deci nu mi se mai par că, de fapt am ce vreau să spun. A fi rasist înseamnă să faci mișto de lucruri care țin de rasa ta, de nu știu ce, nu doar să le afirm. Uite un copil negru, uite o doamnă chinezoaică, nu înseamnă că dacă stă cu ochii oblici, nu înseamnă că spui chestiile astea despre cineva, ești rasist. Că am observat că acum este o mare sensibilitate, vai, să nu-i spui la cutare că e negru. Păi dacă e negru, la fel și mie, dacă sunt blondă și ochelaristă, ce să fac, să-mi zic altfel, cum să-mi zic? N-are cum să-mi zic. Că și eu pot spune că conotațiile vis-a-vis de blondă sunt negative, nu? Că în general, știți bancurile cu blonde. Și ne întoarcem la Guerlain și la ce muzică asociez cu Guerlain. Nu vine acum în cap o muzică pe care este în funcție de parfum. N-aș putea să asociez Guerlain în sine ca brand cu doar cu un stil muzical. Nu-mi dau seama acum. Iar la fel, dacă ar fi să compar Guerlain cu un scriitor, ce aveți, oameni buni? Facem simbolistic acum, semiotică aici. Uite, sunt, de exemplu, melodii, că acum să mă întorc. Sunt melodii de la Guerlain, melodii, bine, sunt parfumuri de la Guerlain pe care le asociez cu melodii extrem de actuale. De exemplu, îmi place melodia aceea pe care a scos-o Vank. Hai, cum îi spune? Melodia aceea în care, în videoclip, sunt niște personaje care au niște cutii în cap. E ceva în refren, noi nu suntem pământeni. Da, sunt parfumuri pe care, uite, le asociez cu melodia aia, deși parcă vin din lumi diferite, da? Sunt parfumuri de la Guerlain pe care le asociez cu bucăți din baletul Romeo și Julieta, muzica scrisă de Tchaikovsky, de Prokofiev, doamne, m-am întâmpit. Dar nu pot să spun că chestia asta se întâmplă mereu. La fel și cu scriitor. Să compar Guerlain ca brand cu un scriitor? N-ai cum, pentru că e mult prea variat tot ce înseamnă brandul Guerlain ca să asociez cu un scriitor.
Ana Bute mă întreabă, zice că multe vedete își fac operații estetice, dar nu toate recunosc că au făcut. Că vreau să dau niște apă. Așa. Am vorbit prea mult și mi s-a uscat gâtul. Deci, că vedetele își fac operații estetice, nu recunosc. Ești pro acestor intervenții, nu ai nevoie, clar zic eu, dar dacă vreodată vei face, îi spune acest lucru, ai împărtășit cu noi experiența. Normal că aș spune, adică nu văd nimic aiurea în a spune că ți-ai făcut o operație estetică. E normal să spui lucrul ăsta, mai ales în condiții în care eu sunt blogger de beauty. Deci, zicem că dacă mi-aș face ceva la față, eu ar fi de mare bun simț să vă spun, ca să înțelegeți voi de ce anumite lucruri se văd într-un anumit fel. Adică să nu credeți doar că mă dau cu loțiune tonică și cu cremă pe față, se întâmplă nu știu ce. N-am făcut deocamdată nimic. De la an la an am din ce în ce mai multe motive să nu fac, doar din ceea ce aflu ca ce se întâmplă ulterior cu pielea, ce se întâmplă ulterior cu aspectul tenului, ce se întâmplă ulterior cu așezarea efectivă a feței. Poți să ai, într-adevăr, noroc să dai peste un estetician, peste un chirurg excepțional, să ai și noroc de o carne bună, de o cicatrizare frumoasă și așa, și să meargă totul foarte bine. Mă uitam, de exemplu, la Andreea Berecleanu, care e căsătorită cu celebru chirurg ăla de le-a operat pe toate, majoritatea din... Dar e din clasa aia adevăraților chirurgi, nu cum sunt cei care au apărut acum și care sunt dați în judecată tot felul de vedete. La Andreea Berecleanu, de exemplu, sunt niște intervenții pe fața ei făcute foarte fin, foarte elegant, care nu se remarcă dacă nu ești foarte atent acolo, da. Dar sunt și unele personaje la care mi se pare că deja parcă sunt meniu, catalogul de la o clinică de chirurgie estetică. Da, știu că sunt care spun că nu au, dar la care se vede cu ochiul liber, că n-ai cum, cum a fost și Jennifer Lopez, care a zis că ea nu are nicio operație estetică. Pe cum i s-a făcut nasul așa subțire, cum i s-au aranjat pomeții, cum se țin o grămadă de lucruri pe fața ei și așa, dacă nu și-a făcut operație. Știu că face foarte mult sport. Bravo ei, corpul și l-a menținut, evident, prin sport. Dar nu poți să menții doar prin sport fața, dimpotrivă, că atunci când faci foarte mult efort fizic, fața chiar are de suferit. Așa că, cum a zis ea, că totul s-a întâmplat cu ulei de măsline, serios. Păi atunci vinde-ne și nouă ulei de măsline în butelia, să arătăm și noi ca timp, nu? Da, eu mă țin departe de chirurgia estetică și vă spun cu certitudine că de la an la an, cu cât aflu mai multe lucruri, cu cât văd mai multe cazuri, cu cât văd mai multe detalii despre ce se întâmplă și despre cum trebuie apoi menținut tenul și așa mai departe, nu mă atrage absolut deloc, decât acum să apară, nu știu, o metodă de asta super mega șmecheră. Angel Irina mă întreabă ce părere am despre cosmeticele coreene. Sunt atât de lăudate încât nu dau seama dacă o fac pentru publicitate sau chiar sunt ok. Cosmeticele coreene este tot așa o etichetă, cum zicem, parfumuri franțuzești sau parfumuri arabești mai nou. Cosmeticele coreene, ce intră în cosmeticele coreene trebuie vorbit punctual. Este brandul X, Y, Z, nu știu ce, și despre fiecare trebuie vorbit în parte. Nu poți să spui că toate sunt deosebite, așa că poți să intri, de exemplu, pe AliExpress și pe diverse site-uri de astea dubioase, unde sunt tot felul de cosmetice coreene, care, crede-mă, n-aș da nici să ungușa la balamale cu ele, dar aminte să-mi le pun pe față. Da, este cunoscut acest mit al asiaticelor, care sunt foarte obsedate de frumusețea lor și care se îngrijesc ceva mai mult decât noi europencele și care fac eforturi uriașe să aibă tenul frumos și așa. Dar asta nu înseamnă că neapărat toate cosmeticele coreene, asiatice, sunt neapărat de bună calitate și neapărat că ni se potrivesc. Fiecare funcționează pe produsele pe care îi se potrivesc lui. Și trebuie să mai ținem în cont de un lucru. Uite, am o să zic iar lumea că sunt rasistă. Asiaticele au caracteristicile lor ca rasă, noi europencele avem alte caracteristici. Și e posibil ca unele lucruri să nu se pupe dintr-o parte în alta. Da, suntem tot femei, tot oameni, dar sunt niște diferențe de rasă. Nu știu dacă obligatoriu tot ce folosesc ele se potrivește și la noi. Sunt și cosmetice asiatice extraordinare. Foarte... Uite, eu acum, de exemplu, sunt dată cu un BB cream pe față asiatic, o superbitate, de la Tony Moly, în colaborare cu Moschino. Superb, dar
Nu înseamnă că tot ce pun pe față asiatic este wow. Mă întreabă Ela Mariei dacă, zice așa, care e lucrul pe care ai vrea cel mai mult să-l vezi schimbat în oameni, dacă ar trebui să oferi un singur sfat unui copil despre viață, care ar fi acela? Care este lucru pe care vrea să-l văd cel mai mult schimbat la oameni? Dacă putea găsi un vaccin pentru ipocrizie, ar fi minunat. Dacă ar trebui să oferi un singur sfat unui copil despre viață, care ar fi acela? Ai foarte mare grijă de tine, tu, oricât de mult te iubesc părinții, oricât de mult te susțină societatea, tu trebuie să ai grijă de tine, de ce înveți, de ce mănânci, de ce așa mai departe. Ai grijă de tine la modul real. După aia mă întreabă Alina, Mihaela, nu știu ce, eu sunt o nostalgică și îmi place să aflu cum alți oameni și-au petrecut copilăria. Așa că vreau să te întreb cum a fost copilăria ta și, bineînțeles, părerea ta despre copilăria care se desfășoară în prezent cu toată această tehnologie, cum se pare că evoluează lucrurile și dacă ai schimbat ceva în acest sens pentru o copilărie cu adevărat frumoasă și fără griji sau traume de vreun fel. Nu am ce să vă vorbesc foarte mult despre copilărie, nu este subiectul meu preferat. Am spus-o de mai multe ori, eu sunt, fac parte din acea categorie de adulți care nu suspin după copilărie deloc, dacă nu a fost cea mai fericită perioadă a mea. Pe de altă parte, fiecare om trebuie să aibă niște mici traume în viața lui ca să înțeleagă realitatea vieții, că altfel nu ai o percepție reală. Adică toți trecem prin asta, abandonul părinților, adică faptul că la un moment dat mama se întoarce la muncă și ne rămânem fie la creșă, știți foarte bine, toți copiii când duci la creșă, la grădiniță, plâng, aia e prima traumă pentru ei. După aia, când îi dai prima dată, nu știu, când se îmbolnăvește prima dată copilul, știi, se face o injecție sau se, nu știu ce, la fel, și aia e prima traumă pentru el și așa mai departe. Trebuie să trecem prin lucrurile astea care sunt firești, care ne exersează și rezistența la tristețe. Dar e prea mult de vorbit aici. Eu am mai avut clipuri așa pe tema asta. Cred că am să fac la un moment dat ceva dedicat. Să vedem cum mă simt. Mă întreabă Monica, în ce înseamnă pentru tine să ieși cu adevărat din zona ta de confort și faci acest lucru deja? În ce fel? Sunt foarte multe lucruri pe care cred că numai eu, da, de acum dacă e vorba despre mine, pe care le fac ieșind din zona mea de confort. Multe. Uite, și faptul că încerc să mă țin de sport, să zic atât cât pot la vârsta aceasta, dar nu mi-e ușor și nu mi-e plăcut deloc câteodată. Deci, când spun câteodată că mă duc la tortură, chiar așa simt. Alte lucruri, să ies din zona mea de confort. Nu știu, sunt multe lucruri pe care de acum, chiar dacă să zic nu le plac, la vârsta asta am ajuns la acel moment în care să înțeleg că sunt necesare. Adică eu am și un, așa, o chestie pe care o mai zic uneori și copilului meu. Măi, mamă, n-ai să faci toată viața numai lucruri care îți plac. Că n-avem cum. Și apoi mă mai întreabă aici Loredana, crezi cu adevărat în tine? Ești mulțumită de unde ești acum? Dacă ai luat-o de la capăt cu YouTube-ul, ai face lucruri diferit? Și dacă ai stat la discuții cu tine, cea de acum 20 de ani, ce ai spune? Dacă aș lua-o de la capăt cu YouTube-ul acum, în momentul ăsta, poate că aș face un pic lucrurile altfel, pentru că la început habar n-aveam. Adică am filmat cu webcam, am filmat cu telefonul, n-aveam nicio idee despre cum să editez, așa cum ieșea filmul, așa îl băgam. Dar asta e, adică așa a fost să fie, ăsta e YouTube-ul pe care l-am făcut și a ajuns unde a ajuns acum. Nu a ajuns nici extraordinar, nici rău. E practic, mă reflectă foarte bine pe mine ca persoană activă în social media. După aceea, dacă aș sta la discuții cu cea de acum 20 de ani, ce aș spune clar, acum 20 de ani, îmi spune femeia, uite mai bine în oglindă și nu mi-a ascultat tot ce îți spun toate idiotele și idioții din jur. Eu am fost foarte multă vreme complexată și am pus și acum recent pe Insta Story, am fost convinsă că sunt o persoană care face mai departe parte din categoria celor urâțele. Știi, urâtele societății. Nu chiar urâtă, dar pe acolo, știi? Și am fost foarte multă vreme convinsă de chestia asta. Mi-a trebuit 20 de ani ca să și la psiholog la asta și să-mi dau seama că nu sunt atât de insignifiantă fizic. Nu că aș fi, nici încă o dată. Cred că am un mare simț al realității.
Dar cred că multă vreme am trăit așa și într-o chestie mai mult influențată de ceea ce spuneau ceilalți. A, ești urâtă, ești mic, ai ochelari, ești prea slabă, ești prea nu știu cum. Ba, la un moment dat am și făcut o cură de slăbire cu o colegă de liceu pentru că ea trebuia să țină cură de slăbire și era într-o fază când credea că toată lumea trebuie să slăbească și mi-a zis și mie că trebuie să slăbesc. Da, după 3 zile de cură de slăbire cu ea mi se făcuse rău pentru că, bineînțeles, eu nu aveam nevoie de așa ceva, ea avea nevoie eu și multe alte lucruri. Deci cred că dacă m-aș întoarce acum 20 de ani, mi-aș da așa 2 pani peste ochi, ceea ce uită-te bine în oglindă și analizează că am avut întotdeauna un spirit practic, că nu ai cum să fii atât de urâtă și de strâmbă și de nașpa pe cum spun ceilalți din jur. Asta a fost vlogul cu întrebări, cu cărți, cu ceva stări de-astea de plictiseală în fața zăpezii care a venit așa pe neașteptate în martie, la o zăpadă foarte serioasă. Și numai asta e așa, e o perioadă pe care, hai să zic direct, ne pune niște răsturnări de la o zi la alta. Ba, e bun vaccin, ba, nu e bun vaccin, ba, vine nu știu ce rădăcină de virus, ba, se mai întâmplă nu știu ce, ba, sunt atâtea lucruri care se întâmplă în perioada asta, încât inclusiv noi ca adulți și cei care suntem, să zicem, mai stabili și mai analitici și mai raționali, suntem la un moment dat lipsiți de repere. Adică nu mai știi încotro să te duci, nu mai știi unde s-a spus, care-i sursa corectă și coerentă și așa mai departe. De asta, nu știu, asta vă urez. Să aveți în perioada asta, știi, suficientă lumină în creier să înțelegeți tot ce ni se întâmplă în jur.